Bună ziua! Dacă se poate începe, vă rog. Se poate începe? Da. O să dau cuvântul în primul rând domnului secretar de stat Tătaru de la Ministerul Sănătății în privința a două noi cazuri COVID-19 să explice despre ce este situația. Vă rog, domnul secretar de stat. Bună ziua! În urma întrebărilor dumneavoastră de zi cu zi, și în urma testelor de supraveghere, putem să vă anunțăm că mai avem două confirmări coronavirus pozitiv. Sunt ale unui bărbat din Maramureș, de 45 de ani, care vine din zona în afara definiției de caz, în afara zonelor din Italia carantinate sau cele care le avem noi pe definiție în care facem izolări sau carantinări, care se întoarce în țară pe 25 februarie, fiind bolnav în Italia, unde merge la medic, îi se prescrie un tratament simptomatic și pleacă acasă. Ajunge în România, având febră, se prezintă la spital în Maramureș, de unde este. Este internat la secția Clinica de Boli Infecțioase din Maramureș, unde primește tratament simptomatic și se face testarea. Ieri, prezentând un grad de insuficiență respiratorie, este transferat la Centrul de Boli Infecțioase Cluj. Astăzi ne vine confirmarea de pozitiv la coronavirus. Cel de-al doilea caz este al unei femei de 38 de ani din Timișoara, care pe 17 februarie merge o zi la Bergamo, în afara zonei de definiție de caz, se întoarce, iar pe 25 februarie prezintă un prim semn de sufribilitate cu starea generală alterată. Se prezintă la, stă acasă, se prezintă la spital pe 27 pentru o evaluare, neprezentând simptomatologie, îi se face o testare, îi se dă un tratament și merge acasă în izolare. Astăzi și testul dânsei este confirmat pozitiv. Aceste două cazuri, conform procedurilor și protocoalelor stabilite anterior, rămân la una din cele 5 clinici de boli infecțioase stabilite în programul de conduită și management al infecției coronavirus. Femeia rămâne la centrul din Timișoara și bărbatul rămâne la centrul din Cluj. Mulțumesc. Deci, ca să subliniem, cele două cazuri au venit din afara zonei unde este impusă izolarea sau carantinare. La acest moment ambele se află în centrele unde urmează să fie și tratate, deci nu va fi niciun transfer mai departe a celor două persoane și vor rămâne unde sunt. Iar încă un aspect care vreau să-l subliniez, pentru că am fost întrebați despre cazul celui de-al doilea italian care a călătorit cu cazul zero. Astăzi am fost anunțați că de fapt persoana nu este confirmată și doar pentru că a călătorit cu pacientul zero, se află în izolare la domiciliu în Italia. Deci cam asta sunt, sau în carantină la domiciliu în Italia. Deci astea sunt informațiile care le-am primit astăzi din Italia și care prin asta se oprește căutarea lui și căutarea contactilor celor de a două celei de-a două persoane. Normal că la ce a apărut astăzi, cele două persoane care sunt confirmate, Direcțiile de Sănătate Publică vor lua măsurile pentru ancheta epidemiologică și pentru a stabili contactii celor două persoane în perioada în care au fost și la două persoane din Timișoara din perioada mai ales de când a avut temperatura. Deci, dacă aveți întrebări, Țin să menționez că s-au început anchete epidemiologice și avem în vedere pentru a alergi aceste arii în care impunem definiția de caz. Vom stabili după ancheta epidemiologică. Astăzi am avut videoconferință cu șefii DSP-urilor și cu directorii de spitale județene, unde ne facem evaluarea și în urma și a informațiilor, sesizărilor noastre, dar și a insistențelor noastre, am descoperit un viciu de informare la Gorj, unde Direcția Sănătate Publică nu transmitea informațiile corect. Astfel s-a decis demiterea directorului executiv de la DSP Gorj. Într-o altă
ordine de idei. Noi am trimis deja spre Gorj corpul de control pentru a evalua situația reală și am și numit un alt director la DSP Gorj. În ce privește, o să întrebați, cele două cazuri, sunt cazul de la Timișoara, este într-o stare bună, cazul de la Cluj, după ce ieri a suferit un grad de insuficiență respiratorie și a fost mutat la Cluj, cel de la Cluj, astăzi este o stare generală un pic mai bună. Rămâne sub supravegherea clinicii de boli infecțioase în terapie intensivă. Știm până în acest moment, trăiau cu cineva în casă, stăteau cu cineva în casă, câte persoane ar fi contact direct cu aceste persoane? Avem cât de cât domnul de la, din Maramureș s-a prezentat direct la spital când a intrat în, în țară și atunci a fost internat în Maramureș, la clinica de boli infecțioase. Iar doamna de la Timișoara, ancheta va dispune și va decide măsura contactelor direct și contactelor indirect. Stătea singură în casă sau avea rude? Care ancheta epidemiologică de-abia a început. Bun, vor fi testați și toți cei care au călătorit aceștia? Vor fi testați în măsura în care ancheta epidemiologică o impune și impune într-adevăr că au mai fost cu contacti în cursele aeriene până la Bergamo, mașina apoi, sau cum era cel care a venit cu mașina personală din Maramureș, cu cine a mai călătorit. Bună ziua, Bogdan Ocnaru, Digi24. O altă problemă la serviciul de ambulanță din Gorj, e adevărat, medicii de acolo au refuzat să transporte echipa de epidemiologi? Este vorba de o singură echipă, un singur angajat, de fapt mai mult zis, și astăzi, inclusiv pentru că vorbim aici de un lider de sindicat, din ce am înțeles, și astăzi liderul de sindicat al serviciilor de ambulanță și-a cerut scuzele pentru cele întâmplate. Deci noi chiar am dat acordul și astăzi se va aproba acest lucru și în Comitetul Național pentru Situații de Urgență, că serviciile de ambulanță pentru transportul probelor și pentru sprijinirea direcțiilor de sănătate publică să poate să asigure ambulanțe de tip A în sprijinul lor. Deci ambulanțe de transport simplu, pentru că aici vorbim de transport probe sau transport persoane. Deci aici nu este timp ca oricare persoană să vină și să refuze sau să spună că eu nu mă duc sau nu-mi fac misiunea. Suntem toți într-un sistem care știe că există riscuri, știe că suntem expuși, asigurăm protecția personalului, dar nu avem timp pentru astfel de manifestări. Dacă au probleme, ușa este deschisă să vină să ne spună care sunt problemele și le rezolvăm. Deci asta este modul în care comunicăm. Este o situație acum care încercăm cu tot să o rezolvăm și va trebui lucrurile să meargă corect pentru pacienți și cetățeni. Nu să rezolvăm astfel de probleme ieșind și spunând că noi nu ne executăm misiunea. Și nu exista niciun motiv din punctul nostru de vedere ca să nu-și execute misiunea respectivă. De altfel, misiunile cu risc înalt, care sunt persoane care sunt cunoscute că sunt infectate cu coronavirus, sunt asigurate, transportul lor este asigurat de mașinile ISU, SMURD, cele de multiple victime, pentru că cabina medicală este separată de cabina șoferului. Așa că riscul cel mai mare îl găsim în aceste misiuni și unde sunt luate toate măsurile, astfel încât personalul să fie protejat în timpul transferului. Țin să menționez că la Gorj munca se va face iar la fel pe două paliere. Vor continua anchetele epidemiologice pentru cele două cazuri și vom avea și corpul de control al ministrului, tocmai pentru aceste nereguli pe care le-am găsit și la nivel de DSP și la nivel de ambulanță. Ce pot să vă mai menționez? Că astăzi a fost o întâlnire cu ambasadorul Italiei, care tocmai spunea că rigorile noastre sunt prea aspre și ar vrea, poate, să ajungem la un consens, întrucât sunt niște măsuri pe care le consideră extensive. Noi avem niște protocoale pe care le respectăm. După cum vedeți, testăm și pe cei care vin din afara zonelor de definiție și la orice infecție respiratorie facem aceste testări. Orice infecție respiratorie, cum s-au prezentat cei doi, au avut parte și de testare la coronavirus. Altfel, nu îi depistăm. Rămâne ca și regulă, orice infecție respiratorie este un medic de familie, orice suspiciune merge la spital, dacă are o definiție de caz, dacă nu are o definiție de caz, toată simptomatologia care este exacerbată impune iar spitalizarea, dar rămân
și mă întorc la ce am spus și în conferința de presă trecută, acele reguli minime de igienă la care trebuie să ne supunem toți. Există, ne spălăm pe mâini, vă ascult. Există niște zvonuri conform cărora tot în Gorj șefa de la DSP ar fi ajutat pentru prelevarea unor probe, nu de la contactii direcți, ci de la diferite persoane pe care erau cunoscute de politicieni locali sau de șefi în administrația locală. Deci s-a făcut practic asta în loc să se facă o anchetă epidemiologică și să se caute persoanele care au intrat direct în contact cu bărbatul care e acum la Balș. Orice informație va fi verificată. Avem și noi astăzi această informație, dar prefer să nu discut atâta timp când nu am informația clarificată sau verificată. Inspecția și corpul de control, noua conducere a DSP-ului, precum și toate celelalte persoane de specialitate detașate în Gorj, vor face lumina în acest caz. Acolo a fost vorba de incompetență sau de reavoință? Care este? Doamna nu a știut să facă distinția între locuri de carantină și cele de izolare? Care e concluzia? V-a spus ceva? Incompetență sau reavoință? Pentru că e una din cele două. Concluziile corpului de control ne vor spune. Părerea mea că s-a amestecat. Deci aici, dacă îmi permiteți, am zis și ieri și în mai multe situații și am zis și la emisiune, măsurile pot să sufere schimbări. Deci o măsură care acum o luăm într-un fel, poate peste câteva zile să fie modificată și să fie luată altfel. Deci măsurile nu rămân rigide și nu rămân așa pe toate perioada. Este posibil la un moment să se ajungă că unele persoane să fie sub carantină în domiciliu. Pentru că este posibil, dacă toți s-au fost expuși, este posibil să fie duși la centrul de carantină. Asta e o decizie care se ia. Dar nu este vorba să acuzăm oamenii de incompetență sau de reavoință aici și mai mult de decizii care se iau luând anumiți factori și anumite considerente. Nu avem aici o linie dreaptă care zice dreapta e stâng, adică o linie clară care îți spune dreapta este alb și stânga este negru. Există zone în care deciziile noastre sau deciziile autorităților se iau pe baza informațiilor obținute și după asta aceste decizii pot încă să sufere schimbări. Asta este normal în orice situație care este dinamică și care este în curs. Așa că noi trebuie să evităm să etichetăm orice persoană la acest moment care lucrează de a fi incompetentă, că a greșit, că a făcut ceva, pentru că riscăm la un moment, efectiv, să nu mai avem cu nimeni pe cine să ne bazăm. Dacă sunt probleme grave, se decide, Ministerul Sănătății ia decizia și ia deciziile care trebuie, dar trebuie să evităm să etichetăm persoanele. Am văzut astăzi, de exemplu, o publicare despre o discuție care o neagă Spitalul Matei Balș, despre discuții între medici că nu au ce le trebuie și că se deplasează printre pacienți și așa mai departe, care colegii care sunt de la Matei Balș o neagă și spun că e o discuție falsă. Când vii cu astfel de informații, să vii și cu sursa lor și să ne spui unde este într-adevăr, dacă este o problemă. Normal că a arunca în piață o chestie și să acuz personalul de la sistemul sanitar sau de undeva în timpul unei situații de urgență că nu-și fac treabă, asta este un lucru extrem de periculos și poate să destabilizeze tot ce facem acum pentru a conține virusul. Țin să continui. Decizia Ministrului Sănătății este în urma unor verificări în timpul videoconferinței, care s-a dovedit că informațiile noastre nu corespundeau cu cele de la nivelul județului Gorj. Vă rog. Vă rog, cine are microfonul? Da, domnule Rafat, totuși vorbind de o situație destul de gravă la Gorj, adică nu putem să o tratăm. Oamenii, dumneavoastră, deci, vă rog foarte mult. Vă rog mult. În carantină și acolo măcar nu exista centru de carantină. Vă rog mult. Deci, dumneavoastră o caracterizați ca o situație foarte gravă, stați să vedem ce zice. Stați să vedem ce zice. Mi se ia Ministerul Sănătății. Forța, doamna, din... nu se ia niciun microfon în forță. Dar haideți să lăsăm, vă rog, situația așa. Dumneavoastră caracterizați o situație gravă, lăsați corpul de control să vadă care este situația și după care o să zică. Eu v-am zis că dacă începem acum să atacăm personalul care lucrează, în curând nu veți avea personal care lucrează. Deci asta este ce v-am zis. Deci foarte mare atenție la cum prezentăm problemele până nu sunt verificate. Le verifică corpul de control, vine cu concluzii clare, concluziile clare vi se prezintă. Doriți de acum să începeți să arătați cu degetul 1, 2, 10, 20, vă spun că peste câteva zile o să ne uităm și nu o să știm cu cine lucrăm.
Deci asta este ce spun. Nu spun că nu trebuie luate măsuri dacă s-a greșit și s-a neglijat mai ales. Dar în astfel de situații, deciziile pot să se schimbe pe timpul situației. E o situație dinamică. O decizie luată astăzi, astăzi e bună, peste două zile poate să se dovedească că trebuie să aibă o schimbare în această decizie. Nu înseamnă că cineva a greșit. Situațiile care Ministerul Sănătății le-a verificat și o să trimită corpul de control să le verifice, o să le stabilească dânsii. Dar eu vorbesc pe termen general aici. Nu venim cu acuzații împotriva oamenilor care lucrează până nu verificăm și vedem ce s-a întâmplat. Și cred că forțele noastre trebuie să fie îndreptate cel mai mult acum spre a-i sprijini pe toți că să-și facă treaba. Asta este. Și să-i acordăm toată încrederea că să poate să-și facă treaba. Vă rog dacă mai este altă întrebare. Rafael Varga, România TV. Referitor la pacientul din Maramureș, aveți o evidență clară cu toate persoanele cu care a intrat în contact acest pacient până să fie confirmat cu după cum a zis domnul ministru, pacientul, el a intrat și a mers direct la spital. Pacientul din Maramureș intră pe 25 în țară, febril, se prezintă la spital. Deci n-a mai intrat în contact cu altcineva din ce înțeleg. Se prezintă la spital unde este și internat. Unde a fost internat mai exact? La boli infecțioase în Baia Mare. Ok, și acum acolo? Acolo începe și ancheta epidemiologică. Sigur. Da? Inclusiv în spital se va face ancheta, adică peste tot se va face ancheta. Ca să înțelegem bine, cele două persoane veneau din zone care nu sunt cu probleme, exact, așa cum exact, au fost definite, exact, da? Exact. Ei au fost în izolare la domiciliu, înțeleg, domnul s-a dus direct la spital, da. Cealaltă persoană a fost în izolare, dat fiindcă nu venea dintr-o zonă cu risc? Nu, n-a fost în izolare. Când s-a prezentat pe 20, se întoarce, pe 17 a fost la Bergamo. Pe 20, o zi, se întoarce în țară. Pe 25 face un episod febril, pe care îl tratează simptomatic, acasă. Pe 27 se prezintă la spital să-și facă niște evaluări, printre care se face un test de gripă pozitiv și se face și test pentru coronavirus. Îi se dă un tratament și spune să stea acasă în izolare la domiciliu până vine rezultatul la test. Și dat fiindcă ei vin din zone care nu erau cu risc până în momentul acesta, se va schimba ceva în procedură, că tot vorbeați dumneavoastră că s-ar asta urmează să se analizeze și să se vadă ce decizii se iau. Care ar putea fi o variantă? Adică ce s-ar putea face într-un asemenea caz în care vedem că deja avem cazuri de persoane știți, care nu vă spun sincer, la un moment se va ajunge, pentru că o să apară cazuri peste tot, se va ajunge fie să izolăm total, fie să spunem că nu mai vine nimeni și nu vorbesc aici numai de Italia, dar aici sunt experți care sunt în legătură și cu OMS-ul și de la Institutul de Sănătate Publică și care vor veni cu propunerile de redefinire de caz. Nu suntem deci în acest caz. Există posibilitatea să ce? Să nu permită? N-am înțeles care ar fi varianta. Am zis la dumneavoastră, dacă continuăm așa, la un moment este posibil să ajungem să spunem că nimeni nu mai intră, pentru că tot apar cazuri pe aici, pe acolo, asta ziceam. Este posibil să ajungem nu, la acolo? Nu, este cazul. Nu este cred cazul. Că nimeni nu poate să-și permită asta. Din cauza asta, ce vă ziceam, aceste proceduri suferă schimbări pe parcurs și se analizează pe parcurs și se consultă toată lumea înainte să se ia o decizie. Sunt experți al Institutului de Sănătate Publică care sunt specializați pe epidemiologie, analizează, se consultă cu colegii, se consultă cu toți și propun redefinirea cazului. Redefinirea cazului înseamnă includerea unor zone noi dacă se impune, luând analiza impactului din toate punctele de vedere. Haideți să ne gândim că tratăm două infecții respiratorii, femeia care doar mai are restant o tusă seacă, da? Iar bărbatul care este mai bine decât ieri, cu insuficiență respiratorie ameliorată, da? Și își vor urma tratamentul. Nu este cazul să ne gândim la epidemie sau să ne gândim la efectiv la închiderea granițelor sau la ce discuții mai sunt. Nu. Tratăm niște infecții respiratorii. Și pentru că bărbatul și cu mortalitate redusă. Da. Și pentru că bărbatul a fost mai rău, spuneați că acum este mai bine, deci presupunem că a fost mai rău. Asta e din cauza faptului că avea și alte boli asociate sau haideți să ne explicați puțin de ce s-a manifestat. N-avem datele medicale despre el. Nu avem datele medicale, rămân investigațiile suplimentare. Da. Astăzi a venit rezultatul la test care a fost luat în Baia Mare. Mulțumesc. Ambele teste au fost lucrate la Timișoara. Mulțumim.
Vă rog, deci avem o ședință de comitet. Starea pacienților, a zis-o domnul ministru. Este deci aveți una care, doamna din Timișoara, care este în stare bună, domnul care este acum la Cluj, care a venit în insuficiență respiratorie, adică o stare intermediară, și care astăzi este mai bine. Normal că evoluția urmează să vedem cum va. Domnule Arafat, domnul... Vă rog, o să mergem la Comitetul pentru Situații de Urgență. Deci va trebui să mergem, vom reveni cu toate aceste precizări. Mulțumim. Mulțumesc. Pe măsură ce anchetele epidemiologice în cele două cazuri vor continua. Ce tratament? Sunt tratamente simptomatice și de susținerea funcției respiratorie, cel puțin până ieri, la nivelul bărbatului. Astăzi este stabil în secția de ATI a Clinicii de Boli Infecțioase Cluj. Evoluția va decide și tratamentul de continuat. Ce pot să vă spun? În acest moment tratăm două infecții respiratorii, una dintre ele confirmată și cu virus gripal, la fel celălalt văzut în Italia. Testările noastre dau o confirmare de coronavirus. Tratăm la fel cum am tratat o infecție respiratorie, îndemnăm la calm, rămâne ca în zilele următoare în funcție de observațiile sau de informațiile pe care le avem să vă dăm date suplimentare. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim mult!